relua tematica pe care am anunțat-o pentru conferința de presă de astăzi. Suntem într-un turneu prin Moldova pentru a vedea dacă românii conștientizează că suntem într-un ceas foarte greu al istoriei, în care se încearcă instaurarea unei noi dictaturi sub pretexte medicale și dacă partidul nostru este pregătit din structurile lui pentru o rezistență în fața acestei tentative. Pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că ne interesează probleme majore din județele pe care le vom străbate. Probleme pe care vrem să le aducem în atenția opiniei publice și să încercăm să le rezolvăm prin intervențiile noastre în Parlament și nu doar. Despre asta vrem să vorbim astăzi. Suntem însă deschiși, bineînțeles, la toate întrebările dumneavoastră. Suntem gata să răspundem la orice curiozitate aveți, la orice credeți că este de interes pentru cititorii și privitorii dumneavoastră. Și dacă permiteți, voi începe prin a spune un punct de vedere la primul punct, pe ordinea de zi, să zic așa, și anume cel referitor la instaurarea unei noi dictaturi. Poate vi se pare că este excesivă această exprimare, dar vă asigur că nu este. Ea își găsește justificarea în măsurile pe care guvernul liberal-useristo-demerist, cu susținerea uneori a PSD-ului, le ia de mai bine de un an și jumătate. Aceste măsuri au devenit din ce în ce mai subtile și mai grave prin efectele lor în ultima vreme. La ce mă refer? Ați văzut că a fost emisă o hotărâre de guvern care a fost livrată de către putere ca fiind una a relaxării restricțiilor pe timp de pandemie. O minciună spruntată care vrea să mascheze un nou atac asupra democrației. De fapt, prin acest document se instituie obligații cu privire la cei care vor să aibă acces la spectacole, la întruniri din astea sportive, la proteste și chiar la școlarizare. Pe urma acestor măsuri au apărut tot felul de inițiative locale, să le spun așa, cum este cea de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, care a anunțat că studenții nu vor mai avea acces la cursuri dacă nu vor fi vaccinați sau dacă nu vor prezenta dovada că au fost îmbolnăviți și așa mai departe. Încet, încet, așa numitul pașaport de vaccinare va fi introdus și la noi. El a căpătat consistență în alte țări europene și se pare că într-acolo ne îndreptăm și noi. Fără niciun fel de justificare științifică, atenție, pentru că în ultimele luni am văzut și dumneavoastră incidența îmbolnăvirilor cu COVID-19